Bună! Acordul pe care îl vei învăța astăzi este Do major. Din practică, când predam acest acord elevilor care erau mai mici, le spuneam că acest acord se numește scărița. De ce se numește astfel, vei vedea în continuare. Do major este numit unul din acordurile de bază. Pentru a-l pune la gitară, vei avea nevoie de primele 3 degete și de asemenea îți voi mai arăta și o variație a acordului Do major, în care vei folosi 4 degete. Deci, să începem! Primul deget îl vom poziționa pe struna numărul 2. Pe tasta numărul 2 vom amplasa degetul numărul 2 pe struna numărul 4. Iar pe tasta numărul 3 vom poziționa degetul numărul 3 pe struna numărul 5. Pe tasta numărul 1, pe struna numărul 2, poziționăm degetul numărul 1. Pe tasta numărul 2, struna a 4-a, vom amplasa degetul numărul 2. Iar pe tasta numărul 3, struna numărul 5, vom amplasa degetul numărul 3. Acesta este un acord un pic mai dificil decât celelalte, prin faptul că va trebui să extindeți degetele mai tare. În caz contrar, nu veți ajunge până la tasta numărul 3. Variația constă în faptul că degetul numărul 3 îl punem pe struna numărul 6, iar degetul 4 pe struna numărul 5. Dar, dacă ești începător, îți recomand mai întâi să înveți acordul standard. Să vedem cum va suna acest acord cu ritm și ciupituri. În ritm, el va suna astfel. Cu arpegio, așa sunet vom avea. Depuneți stăruință ca să apăsați cât de tare puteți pe strune și verificați când veți cânta în arpegio ca toate strunele să sune bine. Verificați minunțios sunetul fiecăreia, căci de aceasta depinde sunetul întregului acord. Posibil îți este dificil, dar nu uita, repetarea este mama învățăturii. Repetă și mergi înainte.